Doamnelor și domnilor, haideți cu un puternic de aplauze pentru sora Magdalena! Bine v-am găsit, fiii mei! Domnul fie cu voi! Vă sărut pe toate cele sfinte! Mă bucur atât de mult să mă aflu în mijlocul vostru. Apropo, dacă dorește cineva să se afle în mijlocul meu, Doamne ajută să fie primit. Ești ca somnul de veci. Revedere, dulce, revedere. Vai, da, mi-a fost atât de dor, dar să știți că cu pandemia asta ne-au izolat la mănăstire. Așa ceva. Dar să știți că am învățat foarte multe lucruri la mănăstire. Da, am învățat cum să te comporți la mănăstire în 3 zile fără profesor. Eu am absolvit 2 zile într-una. E o treabă de performanță. Dacă absolvi 2 zile într-una, ești aleasa. Dar să știți că la mănăstire eu am învățat și cum să-mi înfrânesc păcatele și toate poftele și... La început vă spun sincer că a fost foarte greu, foarte greu. Păi aveam un preot care venea săptămânal pe la noi, pe la mănăstire și... Minunat bărbat. Om, voiam să spun. Dar niciodată la mine, niciodată. A trebuit să-mi schimb hainele cu unul dintre bărbații de la cor ca să mă observe. Dar... La noi, la mănăstire, este extraordinar de greu, mai ales că într-o seară, după rugăciune, am primit un telefon de la Părintele Epifanie de la Biserica de Vis-a-Vis și mi-a zis că vrea să stăm puțin de vorbă. Am ajuns acolo și când am ajuns, mi-a arătat cheia cu care se deschid porțile raiului. A doua zi, foarte bucuroasă, m-am dus la Maica Stareță să-i povestesc. Zic, soră Piftie, uite ce s-a întâmplat, am fost aseară. Mi-a dat să fac 50 de rozarii. Vă spun sincer că eu nu am înțeles de ce, chiar n-am înțeles. Așa că am îndrăznit să o întreb. Dar bine, soră Piftie, de ce te-ai supărat? Păi, soră Magdalena, pe mine mă pune să suflu un trombon ca să se deschidă porțile și ție-ți dă cheia? Are dreptate. Nu e fair play. Nu înțeleg, sincer, chiar nu înțeleg de ce s-a supărat. Dar, mă rog, la un moment dat știți că s-a dat drumul la relaxare și nimeni n-a mai ținut cont de nimic. Tinerii au făcut fel de fel de petreceri și au mizat pe noroc, că nu iau virusul. Dar și norocul ăsta e ca sexul. Ți-l mai faci și cu mâna ta. Mie îmi spui. Chiar voiam să vă zic cât de dor mi-a fost de voi. Mihai, pe tine te-am visat. Da. Of, faci pe irezistibilul, dar îmi umbli noaptea prin minte, nebunule. Te joci cu o fată nevinovată. Vezi că te bate Dumnezeu dacă nu mergi până la capăt. Că la noi în meserie există o vorbă. Ai început? Continuă. N-ai început? Continuă! Se făcea că ai intrat la mine în cochilie... Ai intrat la mine în chilie și eu ziceam că nu, te dădeam afară pe ușă și tu intrai pe fereastră. Dar să știi că asta este foarte greu de făcut, Mihai, pentru că la mine, la chilie, nu există fereastră. Dar tu faci totul pentru dragoste. Vorbe, maică. Ok. Vai, domnul Chelu. Să știți că și pe dumneavoastră v-am visat. Mi-e teamă că vine un jihad. În sfârșit mi se acordă atenție. Da, v-am văzut prin fum, așa. N-am înțeles exact ce voia să spuneți, că vă uitați la mine așa și mârâiați. Dar... Vreau să vă acopăr de rușine. Da? Vai, ce frumos! Dar voiam să vă spun că dumneavoastră
Eram sigură că sunteți dumneavoastră pentru că, așa cum v-am spus și atunci, la mine este deschis tot timpul. Nu trebuie să vă fie teamă, intrați! Lăudați fie numele Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu! L-a nimerit! Și ați intrat! Numai că în vis... M-am pierdut? Voiați să vă spovediți. M-am rătăcit niciodată. Așa, ciudat vis. Zău, așa am zis și eu. Dar nu știu cum se întâmpla în visul meu că dumneavoastră vă spovedeați și eu stăteam în genunchi. Întortocheate mai sunt și căile Domnului, zău așa. Da, da. Am visat-o și pe Delia. Da, fiica mea. Te uitai la mine exact cum te uiți acum. Și atunci mi-am dat seama, exact ca la mine, tu nu ai ochii mari. Ei sunt unde trebuie, numai că tu ești prea în spate. Suntem în aceea situație. Probabil vă așteptați să mă dezbrac, nu-i așa? Da! Nu! Nu de asta am venit, nu. Am venit să vă zic un mare adevăr. Mie îmi place să cânt. Și la Voce nu m-au primit, la România au talent nici atât. Și aici eu știu că voi primiți pe toată lumea. Oricine. Așa este, nu? Da. Pentru că voi credeți, aveți credință. Cum vine unul să se facă de râs la TV, cum voi ziceți, Doamne ajută să fie primit. Așa că m-am gândit să scap totuși de haidele astea de măicuță, nu? Că, nu de alta, dar le am pe cele de divă pe dedesubt și se cam șifonează. Oh! Și acum, o dedicație specială pentru voi, să intre băieții! La asta nu m-am așteptat, nici noi. V-am pregătit și eu o surpriză. What? Nu vă speriați, domnul Chel, în visul meu vă plăcea. Mamă! Pleca, mă. Ei, el pleacă. El pleacă. Când aude lăutării. Magdalena, Magdalena. Sunt o fată din popor, cu lipici la aimor. Magdalena, Magdalena. Eu am o surpriză pentru voi, dar înainte vreau să mulțumesc din suflet tarafului Victor Florea, care m-a ajutat. Nu sunt cântăreață profesionistă, dar... Lăsați! Nici nu cred că am vreo treabă cu muzica, sincer să vă zic, dar v-am adus un mic cadou. Cred că poate să vină și domnul Chelu. Nu cred că mai vine. Nu vine? Eu zic că vine! Îmi place că din ce în ce Chelul nu mai are răbdare să vadă despre ce vorba muzical. Adică nu mai face diferența între manea și muzică lăutărească, veche, nu. Să vă poarte noroc! Dacă văzut deja instrumentele înșirate pe scenă, pleacă preventiv.
Nu știm de ce. Probabil că e alergic la sacâz. Sacâzul se folosește la vioară pentru corzi. Eu cred că asta e, de fapt. E alergic la sacâz. Sunt Mătănii și sunt de la Biserica Catolică. Să vă poartă noroc în acest an. Ce păcat că e alergic la sacâz. Cât te ratează el din viața asta din cauza unei alergii. Aș vrea să-i dau personal, dacă pot să-l găsesc pe undeva. Domnul Cătălin! Nu-i dați chelul lui Mătănii, că îi cade mâna. Mai domnul chelul. Da, o mică amintire de la mine pentru dumneavoastră, să veniți pe la mănăstire. Recunosc că niciodată nu am fost posesorul unui lanț de biluțe unite printr-o sfoară care să conțină și simboluri religioase creștin-ortodoxe. Vă mulțumesc din suflet. Sărcuna, sunteți magică. Mulțumesc. Apreciez acest dar. Este foarte util și mă va îndruma pe viitor, îmi va îndruma pașii către un destin onorabil.